Echipajele de dublu vâsle feminin și patru rame fără cârmaci masculin ale României s-au calificat în finalele Jocurilor Olimpice de la Tokyo. La dublu vâsle feminin, sucevanca Ancuța Bodnar și Simona Radiș, duble campioane europene, au câștigat prima semifinală cu timpul de 7 minute, 4 secunde și 31 de sutimi, având un avans de 5 secunde față de următorul echipaj, Noua Zeelandă. Vicecampioanele mondiale din 2019 vor evolua în finala A, miercuri dimineață. În proba de patru rame fără cârmaci masculin, sucevenii Mihai Țigănescu, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari, împreună cu botoșăneanul Mugurel Semciuc, au câștigat seria de recalificări. Finala A este programată tot miercuri dimineață. Cei patru componenți ai bărcii au fost vicecampioni europeni la Vares anul acesta și vicecampioni mondiali la Linz în 2019. România participă la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu 9 echipaje la canotaj și 36 de sportivi, plus 2 rezerve. 19 dintre aceștia sunt suceveni.